Fie binecuvântat numele Domnului de acum și până în veac. Fie slăvit cel la cărui nume ne-am adunat și fie binecuvântarea lui peste toți cei care suntem împreună. Dragii mei, astăzi vreau să privim în Sfânta Carte, în a doua epistolă a lui Petru, la capitolul 2, text pe care nu-l voi citi în prealabil, dar rând pe rând ne vom opri la versetele de aici. Vă amintesc de asemenea de la început că acest capitol este foarte asemănător cu epistola lui Iuda și am intitulat cuvântul de astăzi cele mai vinovate nelegiuiri. Aș vrea să privim mai întâi răspunzând unei întrebări. De ce sunt cele mai vinovate nelegiuiri acestea? De ce nu sunt altele mai vinovate decât acestea? Acestea sunt cele mai vinovate pentru că se petrec în poporul lui Dumnezeu. Și sunt chiar cele mai vinovate pentru că sunt promovate prin cei ce slujesc. Avem de-a face cu ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 24, versetul 15. Când veți vedea urciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, toate păcatele sunt păcate, dar nu sunt atât de vinovate cele ce se petrec în lume ca cele ce se petrec în poporul lui Dumnezeu și mai ales prin cei ce ar trebui să călăuzească acest popor al lui Dumnezeu într-o viață sfântă. Petru scria în textul de referință, 2 Petru, capitolul 2, versetul 1, în noroc s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși. Și tot aici este scris, citesc versetul 19, le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Adică nu doar că ei sunt corupți, promit raiul lui Dumnezeu. Este cea mai mare înșelăciune. Să-l asiguri pe cineva că îl duci în rai și îl conduci înspre pierzare. Va mai mult, mai prezint un motiv pentru care aceste păcate sunt cele mai vinovate. Spune în versetul 1, ce l-am amintit adineauri, că aceste învățături sunt strecurate pe furiș. Versetul 3, prin cuvântări înșelătoare. Aminteam versetul 19, în timp ce se promite libertatea. Aceste păcate așadar întrunesc toate condițiile de a fi cele mai mari nelegiuiri, vinovății. Să privim cu frică, să observăm cu atenție aceste domenii, cu durere în același timp, nu cu indiferență. Spunea Iuda, vă spuneam că este un text paralel, citesc din epistola sa, versetul 22 și 23, mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Deci scopul acestui cuvânt ce mi l-a pus Domnul pe inimă în dimineața aceasta, nu este doar în a-i condamna și în a privi cu dispreț
spre cei ce duc și pe alții în rătăcire și pentru a-i cataloga pe cei rătăciți ca fiind pierduți și atâta tot. Scopul este, pe de o parte, să vedem ce se mai poate salva și cu atât mai mult, pe de altă parte, să prevenim astfel de posibile stări. Și bunul Dumnezeu să aibă milă. Amin. Aș vrea acum, după ce am răspuns întrebării de ce sunt cele mai mari vinovății, să vedem care sunt aceste vinovății. Voi prezenta trei vinovății. Prima, lăcomia de bani sau de avere, tot ceea ce privește raportul nostru cu lucrurile materiale. În versetul 3 este scris, în lăcomia lor vor căuta să aibă un câștig de la voi. Banul este o mare problemă. Și s-ar putea, nu neapărat pentru mulți bani, cineva să comită păcate. Nu vă spun unde, dar scrie în Biblie că omul se poate deda la păcat și pentru o bucată de pâine. Iar aici în text este scris în versetul 13 că fericirea lor se trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște stirnași și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează. Aici mi-amintesc de un copil din Austria, știți că în germană structura propoziției este altfel ca în română și în engleză este uneori așa. Și a întrebat, pentru că la o adunare ce se deschisese nu de mult, făcuse mese de dragoste, a întrebat copilul, dar când mai aveți dragoste de masă? S-ar putea ca astfel de oameni să aibă dragoste de masă, dar cu atât mai mult iubire de bani. Spune Scriptura că sunt deprinși la aceasta, ca și la celelalte păcate. Și este dat aici un exemplu, versetul 15. Balam, fiul lui Bosor, bietul de el. Tragem o fugă până în cartea Numeri, m-aș bucura să folosiți Biblie tare mult, că la biserică vă încurcă proiectorul, dar acasă n-aveți. Numeri, capitolul 22. Când a trimis Balac împăratul Moabului să vină să blesteme pe Israel, el face o afirmație, citesc versetul 18, care poate să aibă două dimensiuni. Să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Pe de o parte, observăm acuratețea gândirii și a conștiinței sale. Deci pentru orice preț, oricât de mare, n-ar face niciun păcat oricât de mic. Dar pe de altă parte, așa ca un substrat, se poate observa aici la Balam că îi stătea gândul la casa plină de aur. Dar momentan nu risca. Aflăm însă mai târziu, scrie în Numeri, nu uitim să prezint asta, mă întorc din nou la Petru, că a rămas acolo și a învățat, cum scrie și în Apocalipsa 2, și asta vă pot citi, versetul 14, pe Balac să pună o piatră de potrivire înaintea copilului Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și de la curvie. A primit ceva bani, spune Petru aici, a iubit plata fără de legii. Dragii mei, în religie s-au învârtit de-a lungul anilor mulți bani și fie că e vorba de un câștig mare, fie că e doar o picurare, nu știu eu dacă câți bani a primit. Mulți nu cred că a putut aduna din două motive. Domnul și ucenicii nu aveau mulți bani
Și dacă erau mulți, îl prindeau ceilalți. Evidență. Mai clar. Dar cu puțin. Și cei care au fost mai mulți în final, n-am avut bucurie de ei. Dragii mei, să ne ferim în a lua, dar să ne ferim și în a da. Pentru ca nu cumva, de exemplu, să facilităm slujirea unor cântăreți prin vânzarea CD-urilor lor, că în Europa au preț mai bun decât în România. Sau să nu cumpărăm orice carte, să nu invităm pe oricine și să nu plătim oricât. Mi-amintesc că m-a sunat cineva și a spus, frate, noi plătim. Și altcineva mi-a spus, da, cât doriți sau cât costă dacă veniți la noi. A spus, la voi nu vin. Dacă tu așa pui problema, înseamnă că tu ai un concept greșit. Nu vin. Pentru că niciodată umblând în misiune n-am spus cuiva să dea atât sau să dea atât. Să refuz, a fost situații când a refuzat, fie biserici mici, fie din alte motive. Și mi-amintesc că atunci când am primit o primă sponsorizare de $100, cineva a avut o vedenie pentru mine că era o pantă a sponsorizării pe care au alunecat mulți și mi se spunea că mi se va da o încălțăminte antiderapantă și voi fi dat și la margine, ca să fiu în siguranță. N-am mai trecut mult și sponsorizarea aceea s-a tăiat. Slavă Domnului! Așadar, să fim atenți în ambele aspecte și să urmărim dacă nu cumva cineva este un atras de un câștig. Este cel mai mârșav câștig. Căci darurile sfinte nu se dau pe bani, dar n-ar fi o problemă dacă ajuți pe cineva că slujește. Că zice în Roman 15 că evreii au dat celorlalți sau slujitorii de acolo darul duhovnicesc și dacă ei le-ar da un ajutor, era acolo vorba de sărăcie, ar fi o compensare, o echilibrare. Problema este atunci când cineva este vinovat în felul în care acumulează, când trece peste principii și sunt multe aspecte asupra cărora nu vreau să insist, oricum să vă feriți de ambele extreme și în a nu sprijini lucrarea sau misionarii, leviții cum era în Vechiul Testament, dar să fim atenți la acest pericol real. Vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, unde este scris de la versetul 5. Despre unii care cred că evlavia este un izvor de câștig. Evlavia este un izvor de mântuire, nu de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Așadar, Bunul Dumnezeu să ne dea harul să slujim cu lepădare de sine, de partea noastră să sprijinim pe cei ce slujesc, dar toate sub atenta observație, ca nu cumva. Iubirea de bani, despre care scrie în același capitol 6, care e rădăcina tuturor relelor, să-și facă vreun cuib în adunare și în felul acesta să se facă rău lucrării și să se facă rău acelor persoane care sunt prinse de această stare a lăcomiei. Trec la o altă nelejuire, tot dintre cele mai grave. În 2 Petru, capitolul 2, versetul 4, este scris în 2 cu 2, mai întâi citesc,
Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Avem de-a face cu păcatele trupului, care mai nou sunt în actualitatea guvernanților, a mediei și a lumii întregi sub agenda LGBT. Mai scrie aici, în versetul 7, de viața destrăbălată a acestor stricați și vorba de Sodoma. Ei, astea dovedesc între altele și când ne apropiem de capătul istoriei. Apoi scrie în versetul 8 că acele stări se auzeau și se vedeau. Pentru că scrie apoi și în versetul 13 că trăiesc în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați. Se reeditează imoralitatea din Grecia antică, dar la cote mult mai mari datorită tehnologiei care permite această stricăciune. Să ne amintim ce scrie în Efeseni la capitolul 4, de la versetul 19. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne păzească, dragii mei. Cum să nu fie cele mai grave păcate când astfel de lucruri se petrec în poporul lui Dumnezeu? Scrie în versetul 18, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări. Pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire, le făgădești lobozenia în timp ce ei sunt robe ai stricăciunii. Ca unul care am primit ca slujitor diverse confesiuni și unii trimit adrese anonime, vă spun că n-am avut mai mare indignare ascultând mărturisiri sau sesizări decât atunci când am auzit cum oameni au târât în păcatele trupului cu explicații biblice pe alții. Asta mi se pare cel mai strigător la cer. Să convingi pe cineva, nu vă spun eu de adâncimile satanei, numai un exemplu vă dau ca să aveți idee. De oameni care au reușit să-și convingă, de exemplu, soția, că dacă mai are și o altă nevastă, nu-i păcat, că doar și patriarhul Iacov a avut. Măcar că el n-a vrut-o, i-a băgat-o pe gât la ban. Dar bine e să nu cunoaștem astfel de nebunii, dar vreau să atrag atenția în mod deosebit la fete și la femei, că de aici vin cele mai mari sesizări. Deși știu și în sens invers, oamenii atrași în păcat, cu profeții, diavolești. Nu credeți astfel de nebunii. S-a întâmplat cu 50 de ani în urmă în țara asta, când nebunia lor era o femeie, ba chiar două prorocițe care mi-a povestit. Un frate a zis că tata lui a venit acasă trist și a zis către soție când i-a întrebat de ce ești necăjit. Da, vezi, și eu sunt dintre cei care trebuie să-și lase soția să căsătorească, să ia alta ca să se nască o sămânță sfântă. Dar a fost ea mai cuminte și a zis, du-te și taci, satana, adică să mă lași pe mine cu patru copii cât te trimite Dumnezeu să te însori cu alta. Și s-a trezit. Și nu s-a întâmplat nenorocirea, dar în unele familii s-a întâmplat. Iată de ce sunt cele mai mari nelegiuiri. Și o a treia situație, citesc tot aici în 2 Petru capitolul 2, este un soi de mândrie feroce. Iată câteva versete care evidențiază aceasta, 2 cu 10.
disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăznești încăpățânați, nu se tem să batjocorească dregătoriile, ce nici îngerii nu fac. Versetul 12, batjocoresc. Versetul 18, ei vorbesc cu trufie, lucruri de nimic. Se observă în vremea noastră, citește din Iuda, că acest fenomen ia amploare. Nu doar o mândrie mai finuță, ci o mândrie plină de batjocuri. Spune în Iuda, la capitolul, singurul capitol de altfel, despre o profeție a lui Enoch, versetul 15, despre cuvinte de ocară, versetul 16, gura le este plin de vorba trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig, versetul 18, batjocoritori. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Și chiar societatea noastră promovează această stare, să nu poată porunci părinții la copii, fiecare să aibă libertatea lui, părerea lui, dreptul la opinie, care de fapt se vrea a fi un drept de batjocură adesea. Și internetul permite, uneori sub anonimat, alteori sub pseudonime sau chiar direct, batjocuri. Oamenii aceștia nu realizează că în lumea asta, atât în plan spiritual, cât și în plan fizic, social, uman, există o rânduire care trebuie respectate. Petru scria, dași cinste tuturor oamenilor, dași cinste împăratului. Dar oamenii aceștia batjocoresc. Spune și în capitolul următor, 2 Petru, capitolul 3. Înainte de toate să știți că în zilele vor veni batjocoritori plini de batjocuri. Sfidători care vorbesc. Fiind vorba de biserică, la adresa celorlalți, aici intră și clevetirea și toate, toate. În Petru scris și Iuda, e un detaliu mai punctual despre un arhanghel care, potrivit celor scrise în Scripturi, este cel mai puternic. Iuda 1:9, n-a îndrăznit să jignească pe diavolul, auziți, care ar fi cel mai de judecat. N-a rostit o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre, aceștia din potrivă batjocoresc ce nu cunosc. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne dea harul să învățăm de la Domnul nostru care a fost blând și smerit cu inima. Că la cei smeriți le dă Dumnezeu har. Să ne cercetăm dacă nu cumva avem și noi un astfel de egoism care, împletit cu toate formele demonice, duce la jigniri și se poate observa, nu suportă jigniri. Dar noi trebuie să știm că în locul ocării Dumnezeu ne dă cinste. Și nu-i problema vorba apostolului că suntem socotiți gunoiul lumii, nicio problemă. Că Dumnezeu din nimic, din lucrurile de jos, face lucruri de slavă, mărit să fie Domnul. Așadar am răspuns și la cea de-a doua întrebare, care sunt aceste cele mai vinovate nelegiuiri sau categorii de nelegiuiri? Cele ce țin de lăcomie, de păcatele trupului, și de păcatele limbii să numim, dar în mod deosebit legat de mândrie, de batjocură, de sfidare sau tot ce ar mai fi în gama aceasta. Aș vrea să privim acum într-o a treia parte, care este partea aplicativă, partea concluzivă, și să observăm, răspunzând altor întrebări, această realitate. Să ne întrebăm cum au ajuns acești oameni lacom, destrăbălați și batjocoritori. Că ei sunt dintre ai noștri,
Noi vorbim de cei botezați. N-avem treabă cu ateiști, cu musulmani. În 2 cu 1, aici în Petru este scris că se vor lepăda de stăpânul. Asta înseamnă că le-a fost întâi stăpân. Apoi scrie în versetul 15, după ce au părăsit calea cea dreaptă, asta înseamnă că au fost întâi pe cale. Versetul 20, în adevăr, după ce au scăpat din tineciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înseamnă că sunt dintre cei dinăuntru fără nicio îndoială. Cum au ajuns aici? Textul nostru și cel din Iuda explică. Citesc aici de la versetul 20 în continuare. Se încurcă iarăși și sunt biruiți de stările vechi și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi, dar de regulă în domeniul din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, deci au cunoscut-o, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă că le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinile s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirile. Oamenii aceștia au fost biruiți, dragii mei. De ce? Se încurcă iarăși. Eu uneori nu sunt agreat pentru că sunt considerat prea radical, poate, de unii. Dragii mei, eu n-aș vrea să vă pierdeți. De aceea sunt categoric în a condamna tot ceea ce-i lumesc. De aceea condamn cu fermitate tot ce ține de sport, de filme, de distracții păcătoase, de prietenii vinovate, de participări pe rețele de socializare. Atenționez cu privire la avere, la lăcomia de bani. Pentru că, de regulă, lucrurile în care ai fost ispitit și înfrânt înainte vor constitui zonele cele mai febrile din punct de vedere a ispitirii și cele mai periculoase din punct de vedere a căderii. Și vreau să observați că aceste trei domenii care le-am amintit se consumă adesea în combinații. Să observați doar așa, într-o idee succintă. Scrie, de exemplu, în versetul 14, le scapă ochii de prea curvie, nu se satură de păcătuit, mes suflete nestatorul și au inima deprinsă la lăcomie. Observați relația dintre lăcomie și păcatele trupului. Sau relația dintre păcatele trupului și batjocură. Versetul 10, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Asta este o regulă. Aceste păcate se asociază. Să știți, vă dau o cheie de cunoașterea oamenilor. Cei ce disprețuiesc, care sunt batjocoritori, de regulă, sunt și vinovați în domeniul păcatelor trupului. Și de asemenea, cei care iubesc banii, cum am citat din versetul 14, sunt tributari acestor pofte. Pentru că dacă nu se pot controla la buzunar, la mână, nu se pot controla la ochi, sau scrie în versetul 18, ei vorbesc cu trufie lucrurile de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări. Observați cum se leagă acestea. Bunul Dumnezeu să aibă milă. Citesc și din Iuda, unde scrie, asta ca o dovadă că oamenii aceștia au cunoscut pe Dumnezeu, dar și-au permis
Și unii vin și spun din Corinteni că toate lucrurile sunt îngăduite. Sunt îngăduite cele care nu sunt păcat în sine și nu sunt pricină pentru alții și nu sunt pericol. Dar cele care sunt păcat în sine și sunt pericol pentru alții, scrie în Efeseni 5:10, să nu luați deloc parte. Nu că sunt îngăduite în parte. Da, citesc acum Iuda 1 cu versetul 4. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Și vă citesc și din 1 Timotei, că doar și Pavel învăța la fel, capitolul 6, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, apropo de ce spuneam, are boala cetelor fără rost, al certului cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetele, bănile rele, zadam ciocniri de vorbe al oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește de astfel de oameni. Dragii mei, dacă vreți să trăiți în siguranță și să nu fiți prinși de aceste nelejuiri, trăiți departe de păcat, cum spune la 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, versetul 22, feriți-vă de orice se pare rău. Nu de puține ori am auzit oameni la mărturii spunând, frate, eu numai atâta mi-am permis. Și parcă a fost cuielul pepelea din poveste, sau ușa puțin deschisă din poezia aceea cu un vierme mic ce până la urmă a adus caracateța în casă. Nu, frate, să spun o fată, că eu doar prin mesaje evlavioase comunic cu un băiat. Veți începe cu proverbe, veți continua cu cântarea cântărilor și după ce veți trece la Eminescu o să vă întoarceți la Eclesiastul. Și apoi o să mă ajungeți până la plângerea lui Ieremia și Doamne ferește pe unde vă mai purta soarta. Nu-ți permite să-ți expui trupul în piață, să te expui unor stări vinovate. Da, dacă vei cădea treptat în mâna unui astfel de destrăbălat care te va convinge cu Scriptura, unii sunt mai ușor de dus de minte, fără Scriptură. Deși am auzit fel și fel de nebunii, că doar nu scrie în Biblie de cununia în biserică, dar scrie că a unit Dumnezeu. Unde a unit Dumnezeu dacă nu în biserică? M-au auzit pe unii spunând, eu m-am căsătorit în stradă. Sau în parc atunci când ne-am promis fetei că ne iubim. Și ce ai vrei să spui cu asta? Că puteai să te culci acolo în parc cu ea? Iată, dragii mei, cum oamenii își permit, se încurcă și stările nu rămân statice, nu, evoluează. Păcatul are un dinamism, explodează. Vreau să răspundem unei alte întrebări. Am văzut cum au căzut. S-au încurcat cu lucruri lumești, câte puțin. Ce se va alege de ei? Vă citesc din Petru câteva referințe. Scrie în 2:1 că va cădea asupra lor o pierzare năprasnică. În 2:3, o sânda-i paște de multă vreme. De când? De când au început să păcătuiască? Și cu atât mai mult s-a amplificat după ce i-au condus și pe alții în rătăcire. Și pierzarea lor nu dormitează. Versetul 4 face comparații cu îngerii pe care Dumnezeu nu i-a cruțat fiindcă au păcătuit. Versetul 5 vorbește de perioada dinainte de potop. Dumnezeu nu i-a cruțat. Versetul 6 spune de cei de la Sodoma pe care Dumnezeu i-a osândit și au pierit. Versetul 9 scrie de pedeapsa din ziua judecății. Versetul 17, ce durere! Acum oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, dar lor le este păstrată negura întunericului.
O, Doamne, ce durere! Cum spuneam de la început, despre așa ceva putem gândi numai cu durere, scrie și Iuda, că le este păstrată, versetul 13, negura întunericului pentru vecie, că au lucrat la întuneric. Dumnezeu să ne păzească. Aș vrea să mă observăm răspunzând în alte întrebări ce efecte au, adică ce rezultate. Scrie în 2 cu 2, mulți vor urma în destrăbărările lor. Ați reținut? În Matei 24 spunea Domnul, vă citesc în versetul 5, vor veni mulți, deci cei care propagă asta sunt mulți și vor înșela pe mulți. Versetul 24, vor face semne mari și minuni până acolo încât să șele dacă ar fi cu putință chiar și pe cei aleși. Versetul 11, vor înșela pe mulți și încă ceva. Mulți vor fi înșelați din cei dinăuntru și unii dintre cei de afară vor fi înșelați că nu se mai pocăiesc pe acest motiv. Spune aici în 24 cu versetul 12 și din pricina mulțirii fărăzirii dragoste celor mai mulți se va răci. Iar aici în Petru 2 cu versetul 2, partea finală, spune din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Și în aceste condiții, cine mai vine la pocăință? Bunul Dumnezeu să aibă milă. Să nu se rătăcească și cum scrie aici Iuda, să căutăm să-i smulgem, să-i ferim. Mi-au venit mai multe întrebări zilele astea legate de muzica Hillsong și le-am spus că de la început până la zi, promotorii acestui gen de muzică s-au dus departe, sunt în tabăra progresiștilor deja și alții se încurcă, iată, cu astfel de melodii. Vor merge pe același drum, feriți-vă. Întoarceți-vă la o muzică evlavioasă și nu ascultați orice fel de muzică dacă nu cunoașteți autorii. Nu ascultați orice predicator dacă nu știți care e starea și viața lor. Și ultima întrebare, dragii mei. Ce putem face ca să fim feriți? Că de fapt acesta a fost scopul scrierii lui Petru. Nu doar să incrimineze și să le scrie el rechizitoriu acelor vinovați. În primul rând vreau să vă arăt, scrie aici de la versetul 5, că sunt date două exemple. A scăpat Dumnezeu pe noi acest propovăduitor al neprihănirii și în Genesa scrie că era neprihănit și fără pată între cei din vremea lui, Genesa 6 și 7. Apoi scrie despre Lot, versetul 7 și 8, și numit neprihănitul acesta întristat de viața destrăbălată acestor stricați. Iată ce ne scapă, neprihănirea. Da. În primul rând, trăirea ei și apoi predicarea ei. Se spune că undeva unul predica adevărul curat. Și cineva dintre batjocoritori a zis, băi, tu nu vezi că nimeni nu te ascultă și nu te crede, de ce mai predici? Și el a zis, pentru mine, ca să-mi fie clar că nici Noe n-a avut mare succes și nici Lot. Vreau să mi le reamintesc eu, da? Dacă unul ne ascultă și se pocăiește, facem bucurie în cer. Și pentru vecii vecilor rămâne bucuria aceea dacă cel în cauză rămâne credincios. Dragii mei, există un secret în a putea fi ferit de aceste stricăciuni. Că diavolul n-are limită, el nu s-a mulțumit cu Iuda, l-a vrut și pe Petru. Și am citit în Matei 24 cu 24 că dacă i-ar fi îngăduit, i-ar afecta și pe cei aleși. Dar de ce cei aleși nu pot fi induși în eroare?
Pentru că se trăie, se sile să trăiască în neprihănire. Iată de ce strigăm tare să fim auziți. Iată de ce și Iuda a fost nevoit să scrie, că a vrut el să scrie altceva. Dar a fost nevoit să țină predica de astăzi. De fapt, eu am ținut predica lor. Scrie Iuda 1:3, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adins să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu și eu silit să vă spun. Am avut un demn puternic de la Duhul de dimineață să vă predic asta. Nu știam iar ce o să predic. Și să vă scriu, să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Da, dragii mei, să ne silim, să ne ferim de orice se pare rău, să trăim frumos. Și în felul acesta vom fi feriți. Vă citesc pentru a argumenta acest principiu și din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Este un text ce-l amintesc mereu pentru că e actual și de viitor totodată. 2 Tesaloniceni 2 scrie aici că diavolul va înșela, va fi lepădare de credință. Ba mai mult scrie în versetul 11 că această lucrare de rătăcire este îngăduită de Dumnezeu. De ce? De ce l-a îngăduit Dumnezeu pe Balaam și i-a spus să meargă? De ce îngerul nu l-a oprit decât l-a sesizat? Pentru că i-a văzut înclinația și Dumnezeu nu ne forțează, avem libertate. Scrie aici, versetul 10, că unii n-au primit dragostea adevărului care să fie mântuiți, adică le predice o pocăință curată, pare demodată, fără mare, o casă de prunci, cu 2-3 zile de post pe săptămână, fără glume în program. Asta nu place. Și scrie în versetul 12 că unii nu cred asta. Și au găsit plăcere în nelejuire. Dar ce v-am spus astăzi? Ce titlu am avut? Că cele mai mari nelejuiri sunt cele ce se petrec în poporul lui Dumnezeu, prin cei ce cunosc, prin cei ce dau libertăți la păcat, la satana, lupului să intre în turmă și să facă mare stricăciune. Dar m-aș bucura, spun asta în încheiere, să fie valabil pentru toți care mă ascultă de la versetul 13. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Dar cum? În sfințirea Duhului. Da, în sfințirea Duhului. Duhul Sfânt ne scapă de astea, că e Sfânt și Duh are putere să ne călăuzească, să ne dea har. Asta scrie și în Iuda, că oamenii aceia care cad victimă, scrie în versetul 19, sunt supuși peftelor firii și n-au Duhul. De aceea, frați penticostali, sau de altă confesiune, dacă sunteți, versetul 20, vi-l citesc în încheiere. Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Și să fac și o rugăciune, măcar de două versete, în care să îi dau și slavă Domnului prin aceasta, spunem și 24 cu dorința. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană, că asta te scapă neprihănirea, și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.